ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, inclusiv pe canalul nostru de YouTube, la Hunedoara 1 TV. Și acolo puteți să dați și un follow, să ne urmăriți, să vă abonați pentru a vedea în fiecare zi care sunt noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră. Astăzi discutăm despre poate unii dintre cei mai curajoși dintre noi, pentru că vorbim despre pompieri, vorbim despre acești oameni care luptă cu focul, din păcate, aproape zi de zi. Dacă ne raportăm doar la lunile acestea de primăvară-vară, acești oameni au avut mult de îndurat, au avut mult de lucru, pentru că în continuare sunt unii fermieri și nu numai, care înțeleg că prin incendierea vegetației, incendierea terenurilor, pot să-și igienizeze mult mai bine aceste locuri. Ei bine, lucrurile de vreo câțiva ani nu mai stau chiar așa. Acești oameni sunt pasibili și de sancțiuni, amenzi, care au mai și fost aplicate în ultima perioadă. Astăzi vorbim despre sărbătoare, pentru că mâine este ziua lor, ziua pompierilor. Vor fi mai multe evenimente care vor marca această zi importantă, dar o să-l las pe invitatul meu să ne dezvăluie cât mai multe informații despre evenimentele și despre programul pe care l-au pregătit pentru fiecare dintre dumneavoastră mâine. Așadar, astăzi alături de mine este Major Lucian Morogan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara. Bună ziua, bine ai revenit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. De fiecare dată când vorbim despre pompieri, vorbim despre acești oameni care uneori parcă nu mai au viață personală, din păcate, și e firesc. Îmbrățișezi o anumită carieră, te dăruiești așa întru totul ei. Dar atunci când vorbim de pompieri, ne gândim automat la foc, la incendii. Ei bine, activitatea pe care eu o desfășoară este una mult mai vastă de atât. Sunt și au fost, de fapt, în acest an, în ultima perioadă, foarte multe intervenții. Cred că nu trecea o zi fără să nu ne anunțați că este un incendiu, fie la o gospodărie, fie incendii de vegetație, mai puțin incendii în păduri, pentru că am mai avut în anii anteriori astfel de situații. Anul acesta, parcă din acest punct de vedere, lucrurile s-au mai liniștit. Așa este. Dar în continuare, lupta cu focul este în prim plan. Da, o să vorbim și despre acest lucru, dar să-ți răspund la întrebare, într-adevăr, doar în 7 luni de zile am intervenit în 14.000 de situații de urgență, undeva 68 de intervenții în fiecare zi, aici mă refer la județul Hunedoara, de 68 de acțiuni pe zi. Sigur, situațiile de urgență sunt diferite, sunt complexe, iar noi ca pompieri, și aici vreau să îi amintesc și pe pompierii militari alpiniști și pe pompierii scafandri, echipajele de intervenție, echipajele de stingere, echipajele SMURD, dar și structura suport din cadrul inspectoratului nostru, cei care fac să funcționeze tot acest mecanism, și tot sărbătorim mâine ziua armei noastre, ziua pompierilor din România, 13 septembrie, o zi importantă și emoționantă pentru noi, pentru toți pompierii militari. Sunt 176 de ani de când în 1848 în dealul Spirii, în București, o companie de pompieri a intervenit împreună cu alți militari români pentru a apăra Bucureștiul în fața trupelor otomane. Ei au fost conduși atunci de capitan Pavel Zăgănescu, cel care acum dă numele școlii de pompieri și protecție civilă, de subofițer de pompieri și protecție civilă de la Boldești. Așadar, actele de eroism nu se uită și tocmai de aceea suntem și responsabili pentru această misiune onorabilă de a apărea viețile și bunurile oamenilor. În 13 septembrie, mâine, avem câteva acțiuni împreună cu comunitățile pe care le deservim în toate orașele și mă refer la Ziua Porților Deschise, acțiune care va fi organizată în orașele Hunedoara, Petroșani, Orăștie și Brad.
La DEVA nu putem, pentru că sediul inspectoratului nostru se află în construcție, de fapt în reabilitare energetică, proteja mediul și noi să nu consumăm prea dar mult curent. Dar ați găsit o variantă și aici la DEVA. Da, și dar vom fi prezenți. Veți fi în mijlocul orașului. Da, în Piața Unirii vom fi prezenți cu tehnică de intervenție, cu expoziție de tehnică de intervenție, cu câteva exerciții de acordare a primului ajutor, iar colegii mei de la Inspecția de Prevenire vor discuta cu fiecare și le vor spune care sunt măsurile pe care trebuie să le ia să evite situațiile de urgență. Așa sărbătorim noi Ziua Pompierilor și, bineînțeles, prin muncă, dar să sperăm că intervențiile vor fi cât mai măcar puțin. Mâine să vă lase așa puțin mai liber din acest punct de vedere, exact. Să înțeleagă și cetățenii, să circule și mai prudent, pentru că interveniți și la cred că majoritatea accidentelor rutiere care se produc pe raza județului Hunedoara și acolo sunteți printre primii care ajungeți la locul accidentului, dar mâine poate o să aveți o zi mai liniștită și veți putea sărbători așa cum se cuvine cu toții. Vor fi probabil sau cel mai probabil și foarte mulți copii care vor veni în aceste orașe pe care le-ați enumerat mai devreme pentru a vedea parte din tehnica pe care o folosiți, cred că aproape zi de așteptăm. Zi. Și ei sunt cei mai încântați în fiecare an când organizați anumite evenimente cu porțile deschise. Ei sunt acolo în prima linie. Și ne bucurăm să-i avem lângă noi, pentru că odată că mă rog, fiind și sărbătoare, toată lumea iubește copiii și când le vedem inocența lor și bucuria de a vorbi cu un pompier, de a sta lângă o auto specială, cum zic, e mașina mare roșie, care are lumini deasupra și stinge focul. Da, ne bucurăm. Și tocmai de aceea și acțiunile noastre de prevenire sunt îndreptate foarte mult spre copii și spre tineri. Când noi mergem în școli cu diferite ocazii și le spunem ce trebuie să facă în diferite situații de urgență, cum să evacueze școala, pe cine să asculte, să fie disciplinați, să fie ordonați ca să nu se întâmple nimic. Cele mai multe exerciții sunt pentru evacuare în caz de incendiu sau de cutremur. Asta pentru copii, deci pentru mediul școlar. Dar, și până la urmă sunt foarte buni mesageri copiii. Sigur. Și am mai văzut și o situație și în imediata apropierea mea, copii de câțiva anișori care își atenționează părinții uneori când observă ei că nu fac așa cum trebuie lucrurile. Știu eu, mi s-a spus la școală sau așa am învățat așa, nu fă și tu lucrul acesta. Da, 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 așa este. Și, sigur, cum spuneai la începutul emisiunii, situațiile de urgență sunt diverse. Acum urmează un sezon ploios, intervenim și în cazuri de inundații. Accidentele rutiere, suntem prezenți acolo pentru a acorda primul ajutor dacă este nevoie, iar apoi pentru a repune în siguranță circulația din punct de vedere al eliberării carosabilului. Avem deci intervenim în fenomene hidrometeo periculoase, vijelii, furtuni, ploi torențiale, când bunurile pot fi puse în pericol. Dar revenim la incendiile de vegetație și foarte bine ai punctat, anul acesta ele nu s-au transformat sau, mă rog, n-au fost cauzele unor incendii de fond forestier de pădure, care sunt cele mai dificile. Intervenția este deosebit de dificilă. Dar incendiile de vegetație continuă să se producă. Neglijență și mai ales nu știu, o încăpățânare de a nu respecta niște norme și de a te bloca în niște cutume vechi care spun că dacă îți cureți pământul prin ardere, el devine mai... Știu eu mai bine, bunicii noștri cum făceau, acum s-au trezit ăștia așa peste noapte să schimbe regulile când lucrurile au mers bine. Arderea, până deci este una alta interzis. Este o lege pe care trebuie să o respectăm. Strict interzis, da. Și au făcut, numai în weekendul trecut, în 3 zile, deci vineri, sâmbătă și duminică, au fost în județul Hunedoara 26 de incendii de vegetație. Foarte care multe. Au ars 140 de hectare. Și așa cum place mie să fac comparații, un hectar are 10.000 de metri pătrați, vă dați seama, 140 de hectare, câtă vegetație nu s-a distrus, câtă floră, câtă faună nu s-a distrus și mai ales aceste incendii au pus în pericol chiar viața oamenilor și locuințele din apropiere. Dacă direcția vântului se schimbă, este un foarte mare pericol și pompierii cu tot devotamentul lor și cu toată tehnica de intervenție este greu să stopeze, dar
Nu s-a întâmplat nimic, asta datorită profesionalismului echipajelor de stingere. Dar au mai fost situații în anii anteriori când oameni și-au pierdut viața din cauza acestor incendii de vegetație. Unii dintre ei chiar au fost cei care au pus focul și flăcările s-au întors, cum spuneai, vântul poate schimba automat și direcția flăcărilor. Și li s-a distrus gospodăria, efectiv. Deci de asta este interzis. Înainte, acum câțiva ani, se mai putea obținea o autorizație de foc, se numea, îl supravegheai, anunțai când, dar acum este strict interzis. Trebuie să avem foarte mare grijă. Sigur, nu mai vorbim de amenzi, pentru că ele pot fi date atunci când se găsește proprietarul, dar și garda de mediu poate da amenzi, aplica amenzi și mai ales APIA. Și atunci, iată că sunt și pagube materiale și te pui în pericol pe tine, pe cei din jurul tău și gospodăria ta. De aceea trebuie să avem mare grijă. La incendiile de fond forestier, și bine că nu au fost, intervențiile sunt dificile, logic, din cauza distanței mari, a reliefului și a imposibilității de a ajunge acolo cu apă. Sursa de apă manual, este o problemă. Și acum avem noroc pentru că dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, avem un inspectorat specializat, Inspectoratul General al Aviației. Au intrat elicoptere de tip Black Hawk, din acelea militare foarte mari, pe care le vedem în filmele de acțiune și sunt ale pompierilor și ele pot acționa în incendii de pădure. Ce înseamnă? Gândesc că sunt doar în câteva zone din țară, nu? Și în cazul unor astfel de situații sunt solicitați acolo, și vin în sprijinul. Și se pot alimenta cu apă, au acel sistem, se numește Bambi Bucket, care o căldare care poate transporta 3000 de litri de apă și aruncă peste apă, iar se duce la sursa de alimentare cu apă, iar merge la incendiu. În recentul incendiu din Cara Severin, în apropierea Dunării, se alimentau și din Dunăre și din alte surse naturale. Cred că s-au făcut undeva la 100 și ceva de zboruri până au reușit să-l pună sub control. Acum, să sperăm că nu o să mai fie cazul, vine și vremea ploioasă și, da, cu toate acestea nu e voie să dăm foc. Bine, vremea ploioasă, dar să nu uităm că mai aveți parte și de intervenții în locuințele oamenilor atunci când vorbim despre tot felul de improvizații pe care iarăși cumva le avem moștenire, merge și legat cu o sârmă, dacă se poate. Ne descurcăm noi cumva. Exact, exact. E bine, când vorbim de energie electrică, când vorbim de gaze naturale, nu ar trebui să ne jucăm cu viețile noastre, în primul rând. Da, și a celor din familie. Campanii destul de agresive în mod pozitiv asupra acestor aspecte. E o perioadă importantă acum, perioada de toamnă, pentru a ne pregăti de iarnă, din punct de vedere al încălzirii. Și atunci, de ce să nu... Nici nu știu care sunt costurile, dar nu sunt foarte mari. De ce să nu ne verificăm coșurile de fum de pe acum și apoi când vine vremea rece și când le folosim, să fim în siguranță? Iată, verificarea coșurilor de fum. A instalației electrice. În perioada rece folosim, probabil din același prelungitor, folosim și o aerotermă și, eu știu, și frigiderul și paragazul, plita electrică și ele că sunt supraîncălzite. Că știm noi mai bine și nu apelăm la un specialist, la un electrician care știe ce are de făcut. Noi ne pricepem la toate și eu atunci cred că, iată că vin și unele tragedii. Sigur. Și cred că nicio sumă nu este prea mare pentru siguranța noastră și a familiei. Adică, haide să luăm un cablu de calitate. Haideți să chemăm pe cineva să ne verifice instalația electrică. Mai ales dacă locuim într-o clădire construită în urmă cu mulți ani. Instalația de gaz, la fel. De ce să nu avem un stingător în casă, mai ales în bucătărie, din acelea de mici dimensiuni, exact cum este cel din autoturisme. De ce să nu ne punem niște detectoare de fum sau de monoxid de carbon? Ele nu sting incendiu, dar îți salvează viața, pentru că te anunță în momentul în care s-a produs un incendiu și fumul se degajă sau dioxidul de carbon și te salvează, pentru că poți părăsi încăperea
și să anunți, bineînțeles, cât de rapid la 112. Mulți cu siguranță au aceste detectoare în locuințe, da. Doar că nu sunt și conectate la da. Priză, din păcate, am mai văzut. Da, mă auzi că se plâng că sunt foarte sensibile da. Și tot semnalizează și dacă nu este cazul, mai bine să semnalizeze, să țiuie decât și să îl oprim după aceea decât să nu existe. Vara aceasta v-ați continuat cumva tradiția de a-i sprijini și pe colegii pompierilor români în alte țări. Au fost câteva intervenții destul de dureroase pentru unii, putem spune, în străinătate. Cum s-au descurcat pompierii noștri? Am primit la nivelul Inspectoratului General pentru Stații de Urgență felicitări pentru prezența companiilor, pentru prezența pompierilor români, mai ales în Grecia, noi am fost și în Franța, în prepoziționare, cum se numește, dar în Grecia, efectiv, pompierii au participat la acțiuni de stingere a incendiilor și toată lumea a fost autoritățile, dar și localnicii au fost foarte mulțumiți de intervenția pompierilor. Din păcate, acolo sigur a fost distrusă o suprafață foarte mare de păduri și în mai multe locuri, dar pompierii români au fost și sunt în continuare foarte apreciați. Vreau să vă spun că la noi în județul Hunedoara avem pompieri foarte bine pregătiți în stingerea incendiilor de pădure. Este un centru de antrenament și pregătire de specialitate la Oreștie al pompierilor, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și acolo se pregătesc periodic și pompieri din județul Hunedoara, dar și din alte județe. Ofițeri din județul Hunedoara, de la ISU Hunedoara, sunt chemați și participă la alte stagii de pregătire, unde învață pe colegii lor, pe colegii noștri din alte județe, cea mai bună tehnică de intervenție în cazul unui incendiu de pădure. Practic, această profesie înseamnă un studiu și o pregătire da, continuă. Continuă. N-ai cum să rămâi... Să spui că, le-am învățat, exact. Mă opresc din pregătire. Trebuie să fii apt psihologic, apt sportiv, deci fizic, și apoi cel mai important să fii un bun profesionist și la curent cu toate schimbările, de exemplu cu toate îmbunătățirile, de exemplu la stingeri de pădure trebuie să folosim, putem să folosim acum satelitul, putem să folosim drone cu senzori de căldură sau drone care filmează și știe exact unde este locul focarul. Și ne ajută foarte mult. Înainte se luau echipaje de pompieri, acolo e fumul, hai să mergem, dar până acolo identificăm și cel mai important... Sunt folosite și în județul Hunedoara aceste da, drone? Da, exact. Și până acolo se și identifică de la înălțime, bineînțeles, sursele de apă naturale, sursele naturale de apă, care pot fi folosite pentru stingerea incendiului de pădure, pentru că de la autospeciala care este parcată uneori la câțiva kilometri de locul incendiului, nu putem să ducem apă prin furtun. Așadar, intervențiile pompierilor români, hunedoreni, au fost apreciate în străinătate și anul acesta. Sunt suficient de multe surse de apă. Județul Hunedoara, e clar, avem preponderent un relief muntos mai complicat față de multe alte județe din țară. Ne confruntăm de cele mai multe ori și vedem și în alte județe această problemă a surselor de apă. Ajungeți într-adevăr la locul indicat unde se produce un incendiu, aveți resursele cu care sunt limitate. De exact, că sunt destul de limitate. În ceea ce privește hidranții și toate aceste surse de apă la care puteți să apelați în cazul în care totuși focul nu este stins așa cum ați vrea, cum ar vrea pompierii, există suficient de mulți hidranți în județul Hunedoara? Și cine ar trebui să îi monteze, să se asigure că există așa cum spune legea, mă gândesc. Că om avea o lege exact. Și din acest sens. Aici este, sigur că da, noi colaborăm strâns cu autoritățile locale. Este strict problema administrației publice locale, care la rândul ei colaborează cu operatorul de cel care furnizează apa potabilă. Nu sunt mari probleme, sigur că da, și în localitățile rurale vor trebui acum îmbunătățite aceste lucruri, dar pe măsură ce proiectele administrației publice locale,
diferite sau ale administrației județene pentru alimentare cu apă și pentru canalizare sunt puse în practică. Acolo proiectul prevede și proiectul tehnic prevede și amplasarea de hidranți. Sunt localități care stau bine de tot în acest lucru. N-aș vrea să le nominalizez, sunt foarte multe. Iar acolo unde nu sunt, vor fi, pentru că într-o perioadă de timp, nu știu cât, 2, 3, 4 ani, în mare parte din județul Hunedoara, din localități, va fi modernizată sau va fi completată rețeaua de alimentare cu apă și pe noi ne avantajează. Ce este cel mai important este că atunci când mergem la un incendiu și se folosește toată apa din auto specială, într-adevăr este foarte bine să ai un hidrant, pentru că automat mașina se alimentează și vine din nou la locul evenimentului. Vreau să vă spun, apropo de evenimente și de localitățile județului, noi avem un criteriu privind rapiditatea cu care intervenim și se numește timpul mediu de răspuns. Inspectorat ISU Hunedoara, deci toate unitățile, toate echipajele au înregistrat un timp mediu de răspuns atât pentru echipajele de stingere, cât și pentru cele SMURD, în general sunt împreună, suntem coechipieri, mai mic decât media pe țară. Asta și pentru că în primul rând că sunteți bine poziționați și pe tot teritoriul județului? Da, sau? Și bine poziționați, tehnică bună și, bineînțeles, buni profesioniști. Suntem militari și nu există acolo fiecare secundă, deci în momentul în care a sunat ceas elvețian. În care a sunat alarma, te îmbraci în câteva secunde în echipamentul acela de intervenție, care nu e deloc ușor de îmbrăcat, și te duci la intervenție pentru a salva viețile și bunurile. Deci timpul mediu de răspuns ISU Hunedoara stă foarte bine. Iar ca număr de intervenții, vorbeam de 7 luni, 14.000 și ceva, media 68 pe zi, suntem pe locul 4 în țară. Deci avem foarte multe intervenții. Bine, trebuie și un județ puternic urbanizat. Avem 7 municipii și 7 orașe. Cel mai urbanizat din întreaga țară. Și atunci și evenimentele sunt mai multe. Chiar dacă nu este un județ cu o populație foarte mare, dar aglomerările urbane... Unde mai bune că avem și această autostradă care străbate județul și aici. Ce-i drept că nu mai putem compara ce se întâmpla în urmă cu, 15 ani, când toate aceste mașini pe care le vedem acum pe autostradă tranzitau județul pe drumul național 7. Cred că zilnic aveam 2-3 accidente rutiere. Mi-amintesc că era destul de complicat. Da. Acum, ce-i drept, nu mai sunt atât de multe, dar ele în continuare există. Și poliția avea atunci când era autostrada mult mai multe zone cu puncte negre, deci unde se produc cele mai multe accidente decât acum. Cred că eram o pată neagră, practic, în țară. Puncte negre, da. Apropo de autostradă, incendiile de vegetație produse în apropierea autostrăzii sunt foarte periculoase, pentru că știm, se pot crea mari probleme circulației și accidente. Ales că acolo viteza de lanț este mult mai mare. Da, sigur, și fumul când ajunge și astea se, de obicei, ori din incendiere a terenului, ori se mai întâmplă, știm din relatările martorilor, de a arunca țigara din mers. Este cel mai periculos lucru, pentru că, mai ales în perioade caniculare, țigara, ai aruncat-o pe geam, nu te-a văzut nimeni, a aruncat-o, vântul o duce și ajunge la vegetație uscată și declanșează incendiu. Sunt foarte periculoase și aceste lucruri. Mai vorbesc cu unii și de autoaprindere. Există, într-adevăr, atât de multe cazuri în care se poate autoaprinde, vegetația sau uscată? Nu sunt. Sunt cazuri, dar nu sunt foarte multe. Aveam aici o statistică privind cauza incendiilor. Da, sunt multe cifre, multe date. Da, aici. Doar atât. Cele mai multe, aproape jumătate din ele, din cauza focului deschis. Apoi undeva la 12% instalații electrice defecte. Și avem și acțiune intenționată. Acțiune intenționată sunt exact acele acțiuni prin care dorim să ne curățăm terenul. Deci știi că e periculos, dar intenționat aprins ca să și avem coșuri și burlane de fum defecte sau necurățate, un procent mai mic, dovadă că oamenii sunt mai responsabili, dar e important să avem grijă de cei mai în vârstă care locuiesc la țară și când vine frigul au nevoie de căldură.
membrii familiei merg din când în când pe la bunici, pe la părinți și ar trebui să avem grijă de ei și să le asigurăm noi o verificare a instalației electrice, a coșului de fum și tot ce înseamnă partea de încălzire pe timp de iarnă. Da, dacă am fi puțin mai grijuli, da. Și din acest punct de vedere, cred că lucrurile ar fi mult, mult mai bune din toate punctele de vedere. Începe și școala pe lângă faptul că, de fapt, a început școala pe lângă toate aceste probleme cu care vă confruntați zi de zi și școlile trebuie să fie autorizate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Au fost probleme din acest punct de vedere? Sunt sigure școlile din județ? Sunt sigure școlile din județ. Avem un număr foarte mic, cred că suntem printre puținii din țară care au un număr atât de mic de clădiri care nu au autorizație de securitate la incendiu, dar sunt în diferite faze de a obține, deci se lucrează acolo, iar copiii sunt relocați în altă parte. Au fost constatate câteva nereguli în timp. Colegii mei de la Inspecția de Prevenire fac periodic aceste, nu doar înainte de începerea școlii, sau fac periodic aceste tipuri de controle la unitățile de învățământ, dar acum, mai ales în perioada premergătoare, începerea anului școlar, acestea au fost mai intense și au fost, într-adevăr, constatate câteva deficiențe, dar au fost remediate operativ. Noi nu mergem acolo neapărat și apoi se dă amendă, pentru că chiar asigurăm, să-i spunem, consultanță tehnică sau îi sprijinim pe directorii de școli sau pe managerii companiilor, firmelor, îi sprijinim să ia cele mai bune măsuri pentru a respecta toate normele de securitate la incendiu. În primul rând e vorba de siguranța lor, adică de ce să astup o cale de evacuare, o ușă, când trebuie să o las liber, mai ales că așa scrie și în documente. Ei, dar au fost niște acțiuni înainte de începerea școlii, pentru că siguranța copiilor este o prioritate pentru pompieri. Din fericire, în județul Hunedoara destul de multe unități de învățământ au fost reabilitate, modernizate și chiar am văzut în Orăștie, cred, anul trecut, anul acesta, nu mi-amintesc exact, una dintre aceste școli modernizate care au sisteme incredibil de bine pus la puncte și geamuri, da. Pus la punct și geamuri care sunt adecvate acestui an și pentru siguranța copiilor, uși de asemenea care sunt foarte bine gândite în cazul în care izbucnește un incendiu. Cred că în următorii ani într-acolo ne îndreptăm. Sigur, și ca din toate acest să fie punct de vedere. Așa, ca un ordin de mărime, deși am promis să nu dau multe cifre, dar să ne dăm seama de realitate, și spuneam că județul Hunedoara stă bine în acest punct de vedere. Din 483 de clădiri cu destinația unități de învățământ din județul Hunedoara, doar 8 nu au aviz de securitate la incendiu, dar, așa cum am spus, sunt în diferite faze de a le obține. Autorizații. Da. Avem acum... O să avem campanii de prevenire, așa cum spuneam, pentru sezonul rece și ce este mai important este că trebuie neapărat să fim conștienți că o situație de urgență se poate produce oricând și ar trebui să știm cum să procedăm înainte, în timpul și după. Sigur că în timpul nu ne apucăm să ne uităm pe pliante sau să intrăm pe site-urile de specialitate să vedem cum, dar când avem liber, ar fi bine să vizităm, să-i spunem, acel portal de informații privind modul de comportare în diferite situații de urgență. Tot vreau să-l promovez, este fipregătit.ro, este administrat de Departamentul pentru Situații de Urgență, acolo sunt toate informații de care avem nevoie. Acum, de partea de pregătire înainte de producerea evenimentului, acolo trebuie să intrăm și să ne pregătim înainte. Dacă ne gândim la inundații, putem să avem grijă ca rigolele din fața casei să fie curățate, cursurile de apă de mai mari sau mai mici dimensiuni să nu fie colmatate, să nu fie blocate. Și aici aș adăuga eu, în momentul în care intervin pompierii pentru a sprijini pe cei afectați, cred că o parte dintre ei măcar ar putea să vă sprijine fizic și să vă ajute în astfel de situații. Nu da, doar să fie spectatori. Ne bucurăm când intervin, când comunitatea atât intervine. Atât când își pun viața în pericol, sigur, evident. Când comunitatea intervine în ajutorul
acțiunilor, în aceste tipuri de acțiuni. Sigur că da, ne bucurăm, dar nici nu certăm pe nimeni dacă nu intervine, pentru că asta e misiunea noastră. Acum în gând, probabil că mai vine câte asta o... e misiunea noastră și, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm și de posibilitatea de a fi puși în pericol, exact cum spuneai, știi, neavând pregătire de specialitate. Da. Bun. De obicei suntem obișnuiți ca atunci când una dintre armele pe care le avem în România este sărbătorită, să avem parte și de avansări în grad, să avem parte și de premieri pentru cei mai buni pompieri, pentru cei care s-au făcut remarcați într-un fel sau altul în anul respectiv. Mâine vom avea astfel de ceremonie. Da, e o obișnuință și e o activitate emoționantă, să-i spunem. Cu ocazia zilei de 13 septembrie vor primi diplome pompierii, colegii care s-au remarcat în misiunile și intervențiile din acest an. Va fi decernat premiu pentru cel mai bun pentru pompierul anului 2024, paramedicul anului, voluntarul anului, avem activitate de voluntariat foarte importantă, și pentru cel mai devotat pompier al anului. Apoi vor primi de asemenea diplome de merit și colegii mei care au reprezentat județul Hunedoara și Inspectoratul pentru Situații de Urgență la diferite competiții sportive sau la diferite tabere și competiții în cazul nostru, pentru că nu am avut partea de scafandri, nu au fost competiții, de alpiniști. Pompierii alpiniști au fost în China și în Ungaria și în Ungaria a obținut locul întâi. Deci, iată, ISU Hunedoara și echipele de pompieri alpiniști ne-au reprezentat cu cinste. Și au concurat împotriva unor țări cu greutate, exact, totuși. Da. Adevărul e că, bineînțeles, toți pompierii se pregătesc continuu, așa cum ai spus, nu există să treacă o perioadă de câteva luni de zile și să nu particip la un curs de pregătire în toate domeniile. Iar cei care ne-au reprezentat cu cinste chiar merită toate felicitările. Tot mâine de 13 septembrie, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, locotenent colonelul Nasta Alin, a decis ca prin ordin de zi, prin menționarea în ordin de zi pe unitate, să fie nominalizați, să li se transmită mulțumiri și altor colegi care au dovedit în activitatea lor mult profesionalism și mai ales implicare. Dar, o spun, suntem militari și toată lumea își face treaba. Eu cred că fiecare pompier merită câte un premiu, dar cel mai mare premiu pentru el este atunci când reușește să salveze o viață. Să-și ducă misiunea la capăt. Fericit. Fericit, da. Se și când se întoarce obosit și transpirat la unitate, se întoarce la bază cu misiunea îndeplinită. E cel mai mare premiu. Toate intervențiile pe care le au pompierii nu sunt deloc ușoare, chiar dacă vorbim de un focar care se întinde, nu știu, pe 200 de metri pătrați sau pe 200 de hectare, cum spuneai puțin mai devreme, reprezintă un mare pericol până la urmă. Ei, într-adevăr, sunt pregătiți. Câți dintre cei care intervin și suferă poate anumite răni în urma acestor intervenții? Pentru că noi vedem doar partea asta mai frumoasă, adică vin pompierii, clar, lucrurile se vor rezolva, își fac treaba și merge mai departe. Doar că în spatele a ceea ce vedem noi, da, e mai mult de atât. În primul rând e acea oboseală și pericolul lângă care stai în tot timpul intervenției. Nu, din fericire n-am avut cazuri de astfel de evenimente să fie pompieri răniți în timpul intervențiilor, dar și încărcătura psihică este deosebită și tocmai de aceea, așa cum am zis, că trebuie să fim bine pregătiți și psihic, și fizic, și profesional. Se fac ore de sport, iar încărcătura psihică în cazul anumitor intervenții, n-aș vrea să le menționez acum, cred că își dă seama fiecare, e vorba de, mă rog, de acele descarcerări, încărcătura psihică este foarte mare și felul în care te întorci la bază chiar te determină să stai puțin și să-ți adun gândurile ca apoi să iei de la capăt pentru salvarea de vieți. Dar se întâmplă din nefericire și astfel de evenimente și pompierii trebuie să fie tari din acest punct de vedere. Da, din
păcate că în mare parte dintre joburile pe care le avem, psihicul trebuie să fie foarte, foarte tare pentru a putea să trece mai departe și pentru ca mâine să o luăm de la capăt. Exact. Mai ales într-o perioadă în care, din vari motive pe care le cunoaștem, suntem în 2024, lumea este parcă mai agitată, are mai mult de lucru, nu mai este atentă, nu mai suntem calmi, nu mai avem răbdare în trafic și toate astea determină și producerea unor necazuri și atunci trebuie să... Nici nu vine să-mi aduc aminte cum era, să spunem, circulația sau viața în urmă cu 30-40 de ani, așa de liniștită și predictibilă, se știa exact ce face a doua zi, acum totul este o vâltoare și din punct de vedere al informațiilor, al nevoilor, al modului în care acționăm sau mai ales modul în care acționează cei din jurul nostru. S-au mai educat participanții la trafic în ceea ce privește autospecialele pompierilor, smurd, descarcerare și nu numai atunci când vine vorba de a le face acel culoar pentru a putea să treacă? Da, nu am mai avut probleme de genul acesta și este foarte bine pentru că vorbeam de timpul de răspuns. N-au mai fost situații, toți conducătorii auto, toți șoferii reacționează exact așa cum trebuie, mai ales că autospecialele noastre au și semnale luminoase și acustice și nu ai cum vizibile. Să le auzi. Da, exact. Da, deci nu am avut situații, din fericire, și să sperăm că tot așa va fi și în continuare, să nu avem probleme. Sunt pompieri militari care își fac treaba zi de zi, cea pe care o vedem noi, doar că în spatele acestei cariere militare mai există și foarte multe pasiuni pe care ei le au. Unii dintre ei au reușit cumva să le aducă și la locul de muncă, mă refer aici la cei care sunt îngrijitori, crescători de câini și nu numai, și pompierii hunedoreni au pasiuni, nu? Aveți exact. în cadrul ISU Hunedoara astfel de oameni care participă și la anumite concursuri, se fac remarcați și din acest punct de vedere. Da. Mai ocupă avem. Pompierii în timpul liber, la puțin pe care îl mai au? În timpul liber se ocupă, într-adevăr, nu știu, dar parcă într-o măsură mai mare decât în alte domenii de activitate, pompierii sunt iubitori de animale. Sau poate greșesc eu, dar îmi place să cred și mai ales că și salvările de animale la care intervin și pe care le fac pompierii, au o satisfacție emoțională deosebit de mare când ai salvat un cățeluș, o pisică, o pasăre, indiferent ce. Deci ei iubesc animalele. De altă parte, aș vrea să-i amintesc și pe cei care în timpul liber practică sportul undeva la un nivel, tenis de masă, fotbal de masă, și este foarte bine. Cred că aveți și tir cu arcul, și tir cu arcul, da. E îmbină foarte plăcut cariera de pompier cu sportul, cu activitatea sportivă și sunt sănătoși și este un lucru foarte, foarte bun. Deci avem și alții mai au diferite pasiuni, sunt colecționari, dar pompierul este un om puternic și cu suflet pe măsură, cu suflet foarte, foarte mare. Da, vedem de multe ori astfel de acțiuni la care participați și vedem, într-adevăr, recent cred că ați salvat și un pui de barză, o pisicuță. Exact. Un câine dintr-un cățeluș, dintr-un canal, și a intrat colegul meu cu un jos. Și nu sunt intervenții ușoare unele dintre ele, adică vă dă puțin de lucru. Sigur, așa este, da. Da, sunt oameni pe care îi pe lângă care probabil trecem zi de zi pe stradă, nu îi recunoaștem, nu le știm povestea. Eu sper că la un moment dat să treacă prin platoul emisiunii noastre și la mine și la colega mea, Ioana Pop, pompieri care au o altfel de poveste, poate, și cred că ar fi bine să îi cunoaștem mai mult pe acești oameni care ne pot salva viețile în foarte multe situații și le și lansez cu această ocazie invitația, probabil prin intermediul tău vor ajunge unii dintre pompieri aici pentru a-și spune povestea și de ce nu pentru a-i determina poate pe unii dintre tineri, dintre elevi, să îmbrățișeze această carieră. Aveți nevoie de forțe proaspete. Da, avem nevoie și ne bucurăm de fiecare dată când la început de nou an școlar pentru școala de subofițeri, de pompieri și protecție civilă sau pentru Academia de Poliție, unde este facultatea de pompieri, ne bucurăm când vedem că se înscriu
mulți din județul Hunedoara și apoi, mă rog, parcurg probele care trebuie pentru a trece la examenul final, pentru a deveni studenți. Deci încă își mai doresc să devină pompieri. Doresc. Majoritatea copiilor până în 10 ani spun că vor să devină pompieri, apoi își schimbă, dar încă își mai doresc și de la, să spunem, cei 16, 17, 18 ani din liceu care merg la școala de subofițeri sau la facultatea de pompieri. Deci își doresc să devină pompieri. Există deficit de personal în cadrul ISU Hunedoara, că în ceea ce privește Inspectoratul de Poliție Județean știm că ar mai fi nevoie de forțe proaspete. Da. Pompierii au nevoie de... Avem nevoie și noi și, în general, situația este universal valabilă în întreaga țară, la toate inspectoratele. Acoperim undeva 75-80% din nevoia de personal. Ca paranteză, stăm foarte bine la dotarea tehnică, dar o să mai și primim. Dar nevoia de personal rămâne din mai multe motive. Odată că școlile de specialitate, indiferent că sunt de subofițeri sau facultatea de pompieri de la Academia de Poliție, pot scoate doar un număr limitat de pompieri. Nu au posibilități de pregătire care se împartă în întreaga țară. Exact. Deci numărul limitat de pompieri, apoi ieșirea colegilor 20, 25, 30 de ani chiar de activitate, ieșirea la pensie, dar pentru asta conducerea Inspectoratului General a găsit soluții cu acele recrutări din sursă externă. Deci din civil care devin pompieri, indiferent subofițeri sau ofițeri, și bineînțeles nu se duc la intervenții de primoară, participă după examene care sunt militărești, așa deosebit de stricte, participă la stagii de pregătire și apoi ei sunt pregătiți de pregătire de specialitate și apoi ei ies la intervenții împreună cu colegilor. Ce spuneai de tehnica pe care o aveți aici la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara? Parcă de la un an la altul ați tot primit autospeciale moderne care vin în sprijinul pompierilor, dar și a celor care se află în anumite situații critice. Exact. Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au accesat fonduri europene pentru dotarea cu autospeciale și altă tehnică de intervenție și automat, în funcție de nevoi, de necesități, acestea s-au repartizat în inspectoratele județene. La noi au venit destul de multe, dar ele au fost împărțite pentru că, așa cum spuneam, suntem un județ cu multe orașe, avem 14 subunități, au fost împărțite în funcție de suprafață, de raionul de intervenție, au fost împărțite către subunități și la DEVA, bineînțeles. Ele sunt foarte moderne, sunt de ultimul nivel. Să vă dau un exemplu, dacă înainte știam de autospeciale de pompieri care doar transporta apă, acum sunt autospeciale cu trei utilități, să spunem, cu trei posibilități de a acționa într-o singură autospecială, deci tingere, acordarea primului ajutor și descarcerare. Deci și medical, și descarcerare, și stingere. Plus că avem spitale, avem puncte mobile medicale, care putem oricând în câteva minute să instalăm un cort medical dacă situația de urgență o impune, evacuare în cazul de alunecări de teren sau alte situații de urgență și dotate cu tot ce trebuie. Deci un spital mobil, practic, puncte moderne, puncte mobile avansate, tehnică de comunicații de ultimă generație. Chiar și care, în zonele unde nu este semnal, colegii de la IT, de acolo, de la comunicații, imediat se cuplează cu antene, cu sateliții și pot să comunice cu cei aflați la intervenție. Deci, din punct de vedere al dotării tehnice, este în regulă. Iar la nivelul țării, așa cum spuneam, nu de mult timp au intrat în dotare și în activitate acele elicoptere care ne ajută foarte mult. Și dronele de care spuneam mai devreme, care vă ajută enorm în anumite situații. Suntem la final de emisiune, așadar mâine, 13 septembrie, de la ora 10 la 15, avem
acțiuni, activități împreună cu publicul în centrele localităților unde avem detașamente, Brad, Oreștie, Petroșan și Hunedoara și Deva. Deci avem activități cu contact direct cu publicul, cu cei pe care îi deservim, și ziua porților deschise la subunitățile din doar la Deva, nu, Hunedoara, Petroșani, Oreștie și Brad, unde îi așteptăm pe toți. Dar la Deva veți fi acolo în fața primăriei, exact. Da, nu? Să știe toată lumea exact unde vă vor găsi. Dacă aveți întrebări, poate și cei care își doresc o carieră în acest domeniu, vor afla cu siguranță toate informațiile. Cei mai mici cu siguranță vor fi fascinați de tehnica din dotare, știu, de fiecare dată sunt așa, din joacă vor să afle cât mai multe informații despre această carieră pe care la un moment dat pot să o îmbrățișeze și ei. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. La mulți ani le dorim tuturor pompierilor, la mulți ani vă dorim și putere și fizică și psihică. Mulțumim mult de tot și vă mulțumesc pentru invitație și posibilitatea de a mă adresa celor care vă urmăresc în fiecare zi. Mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că v-ați uitat și astăzi la noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!